Măsurile fiscale propuse de Finanțe vor duce la desființarea 61% dintre instituțiile de cultură, dacă vor intra în vigoare. Angajații din mai multe orașe din țară se tem că își vor pierde locurile de muncă și au protestat. La Iași nu se știe ce se va întâmpla cu instituțiile de cultură. Peste 300 de instituții publice de cultură care au sub 50 de angajați ar putea fi închise dacă ordonanța privind reducerile bugetare va fi adoptată în forma actuală. Consiliul Județean Iași are în subordine mai multe instituții de cultură, dar a anunțat că încă nu a intrat nimic în vigoare. Dincolo de această ordonanță pe care vrea guvernul să o dea cu măsurile fiscale, ne propunem oricum să avem eficiență și colegi care practic să fie mai implicați în acest proiect, în proiect de dezvoltare a județului nostru. Cât privește astăzi ce se va întâmpla cu instituțiile de cultură, instituțiile medicale sau de educație din județul nostru, este prematur, pentru că practic așteptăm varianta finală a acestei ordonanțe de urgență și evident după asta vom purta discuții cu toți cei care astăzi sunt conducători sau ordonatori de credite în aceste entități de care ați menționat și dumneavoastră, dar trebuie spus încă o dată, ne dorim eficientizarea și buna funcționare a Consiliului Județean cu toate entitățile sale. Dacă guvernul va adopta actul normativ în forma actuală, o mare parte dintre instituțiile de cultură s-ar putea închide. Nu putem vorbi în momentul de față despre astfel de măsuri pentru niciuna din entitățile Consiliului Județean Iași. N-aș vrea practic să subliniez vreo instituție sau alta, pentru că nu este cazul. Cert este că acolo unde e legii nu-i tocmeală. Surse spun că una dintre instituțiile care ar putea să dispară ar fi Școala Populară de Arte Titel Popovici din Iași.